dat-o în chestor, bă, avem treabă multă, mare, grea. Mama, mama, mama. Dar până atunci, bă, știi ce vreau să ne jucăm azi la serviciu? O, da. Deci fără șotron, că m-ai nenorocit ieri. Vrei o desterilitate cu ciobola, m-ai dat pește cap. Telefonul fără fir, dacă vrei. Nu, la ce cifră mă gândesc? O, bravo, ești deștept. Ți alegi matale sau mi-aleg eu? Mi-aleg eu, mă, normal. Hai, alege. Învingătorul la șotron își alege numărul. Moroc. Ți-a găsit gata? Da. 6. Da. 7. Da. 8. Departe. Hai, lasă-o în fasole, că n-are cum. La ce număr te-ai gândit, bre? 2867. Păi stai, bre, nu era vorba că e până la 10? Am zis eu asta? N-ai zis? Nu. Bună dimineața! Ce zi minunată! Mai spune-mi chiar de o dată! Mai spune-mi că sunt frumoasă și că-ți voi fi aleasă! Hai, spune-mi chiar de... Iar ai prins ietuță, happy hour la jumări, că ți iese calorile pe obraj. Ce ai de țopă așa? Iar ai furat micilor așa la nu știe? Ce ai, ia zi? Nu, mi-am deschis agenție de turism online și la oamenii deștepți le procur bilete ieftine pentru călătorie. Yes, yes! Ai, nu mă nebunit! Și ți-ai deschis și mătăluța agenție de aia de turism, da? Mm-hmm. Și cum se numește? Tot aia fantomă? Ghost Travel? Sau Miss Jumară Travel? No, nu e mă fantomă, are da. Site, are sediu. Are sediu, nu mă nebuni. Nu uite, m-ai dat pește cap. Și unde are sediu, drăguță? Chiar aici. Aici? Aici? Aici, aici, aici. Aici e sediul secției noastre, Amnezico, da? Da, mă, știu, tâmpitule, că nu m-a lovit scleroza ca pe tine. Am sediu chiar aici, grație unui șef open mind care pricepe avantajele învecinării secției noastre cu agenția de turism online. Șabri, șefule, ai lăsat ui Duma să ne invadeze secția cu toți dășculții. Păi știi ce o să fie pe acei pelerinași? Dar numai cu coate goale și cu tăre brânză de ăștia. Crezi că o să înghesuie vreun miliardar sau vreun prinț pe la Miss Jumară Travel? Bă, chiar uite ce te-a prins așa? Păi m-a prins! Bă, e agenție online. Și care-i treaba cu online-ul ăla? Ce? Adică nu vine nici dracu pe aici. Bă, și avem și multe avantaje, dacă... Care sunt, că și... Bă, dacă avem agenția asta aproape de noi, așa, suntem primii care aflăm promoțiile, suntem primii care luăm bilete gratis, sau, mă rog, aproape gratis. He? Apropo, Grațielo, ai o amară peste 2 săptămâni? Amară, nu. Dar am giu-a-giu, băi, o locație... Țâță de muță! Ia-i la ostea. Bă, îmi împrumut și mie slipul tău? Nici într-un caz, ultima dată când ți-am dat, mi-a rupt în genunchi, să-ți fie rușine. Și-am mai descoperit niște pete, și în față, și în spate, nu știu de ce. Uite, îți promit că-i suflec acum. Proci să te zumă. Dar să știți că vă pot consulta și online, la fel de bine. Ia spuneți-mi, de ce suferiți? Sufăr ca un câine, doamnă. Nu, cum? De ce anume suferiți? Sufăr de claustrofobie. Și mai sufăr că n-am talent la scris cărți. Cu claustrofobia putem rezolva, da. De problema cu talentul la scris n-am mai auzit. De fapt, nici n-ar trebui să vă faceți probleme, că majoritatea oamenilor n-au acest talent. Da, doamnă, da, majorității oamenilor nu le-a pus fiscul sechestru pe magazin și urmează să le verifice actele contabile. Și vă dați seama, aș fi mult, mult mai liniștit dacă aș putea scrie măcar 2-3 cărți pe an. Acum înțeleg care e problema dumneavoastră. Credeți că scrisul va reduce pedeapsa în cazul nefericit al unei condamnări? Dar nu înțeleg cu ce vă pot eu ajuta. Știți, mă gândeam eu așa, dacă aș fi nebun, cred că aș putea scăpa. Deci aș dori să-mi dați niște sfaturi cum să fac pe nebunul. Că vorba aia, ați fost în contact cu o mulțime de nebuni. Pare rău, da. Eu nu mă pricep la așa ceva. E ceva ce ține mai degrabă de actorie.
Eu zic că mult mai eficient ar fi să căutați un nebun și să-i studiați comportamentul. Wow, da, da. Păi și puteți să-mi recomandați unul? Sincer, vă plătesc gras. Gras, ziceți? Cred că știu pe cineva. Haideți că vorbesc cu persoana și vă contactez să vă dau numărul ei, dacă e de acord. 2677! Nu! 2678! Da! 2679! Nu! 2680! Na! Nu! Dar cât e bea că m-ai nenorocit? 3! 3? Slav, ești o rete 18-0 am! Băi, că mă sună turiștii pe numărul de la agenție! Alo! Bună ziua, agenția de turism! Grația Tur! Exact! Chiar ne dorim să fim agenția turistică a poporului! Vă rog să-mi trimiteți pe e-mail destinația și perioada dorită și vă vom oferi cel mai bun preț de pe piață. La revedere! Yes, 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 dar cum o să faci asta, Grațielo? Că nu poți tăi la trântă cu agențiile mari. Ce vorbești, bre? Cum să nu poată? Nu vezi cât e? Cred că ea e cea mai mare agenție. Îi omor pe anul. Nu știu, șeful, văd, eu găsesc o soluție. Important e că lumea e interesată. E, pătraste, pieptene, a crești oamenii numărul de telefon și ca să nu se facă de râs, a intrat în vorbă cu tine. Dar vezi de treabă, că nu te mai sură nici dracu' dacu' ea. Mucles. Alo, agenția poporului, cu ce vă pot fi de folos? Noroc cu începătorului. Am un client care a uitat să-mi plătească o datorie și aș vrea să stai cu ochii pe el pentru că am impresia că vrea să o șteargă din țară. Dacă miroși ceva, poți chiar să-l sperii ca să înțeleagă că oriunde s-ar duce, tot trebuie să plătească. Deci te bagi sau nu? Ce înseamnă să-l sperii? Tu știi bine că eu nu mai prestez cu violență. Când mi-a ajuns la facultate, nu mai vreau și masterat. Fără violență, boss, normal, dar cine avea probleme? Mă rog, trebuie să-ți dau eu indicații la capitolul ăsta, că ești meseriaș. Bine, bine, trimite-mi datele și văd eu cu ce l-amenți. Perfect. Alo, agenția poporului, cu ce vă pot ajuta? Să rămâne, doamnă, aș fi și eu interesat de o vacanță mai lungă. La mare sau la munte? Chiar nu contează. Știți, eu sunt mare amator de kite, de carnavaluri. Deci mi-ar plăcea într-o țară cu care România nu are semnat un acord de extrădare. Ceva exotic spre bananier. Și exclus Madagascar și Costa Rica. Am înțeles. Să știți că se rezolvă. Dar costă? Doamnă, eu nu mă uit la bani. Că banul este ochiul dracului și eu sunt foarte credincios. Nu pot privi bestia în ochi. Am înțeles. Și vreți să puneți cruce afacerilor din România, înțeleg? Da, chiar da. Singura mea problemă este că sunt presat de timp, să zicem. Așa că aș dori să rezolvați foarte repede cât încă mai pot pleca, că nu vreau să mă prindă... Cine? Carantina. Înțeleg. Da, bugetul o să sară de 5.000 de euro. Și aveți biletele într-o săptămână. Uitați cum facem. Vă plătesc dublu dacă îmi rezolvați problema în 2 zile. Credeți că se poate? Oh, bineînțeles! Agenția Poporului poate orice! La revedere! Să rămâne! Yes, yes, yes! Iupii! Zi repede că sunt ocupat! Scuze de deranj, voiam să-ți propun un job gras, dar lasă că sunt pe altcineva. Hai mă, Teo, cineva, nu știi de glumă, nu-i niciun deranj, sunt liber ca taxiul. Ia zi, ce job vrei să-mi propui? Vezi că nu mai sunt așa gras cum mă știai. E un job care ți se potrivește mănușă. Trebuie să-l înveți pe unul cum să fie nebun. Ce să zic, glume de psihologă, mai jigniți-mă voi mult că o să vedeți cine e Mârlanul Ferdinand I. Mârlane, e serios, jur! Sunt ca niște lecții de actorie. Și omul plătește, regește. Păi de ce n-ai zis așa de la început, mis? Păi dacă e vorba despre arta actorii, mă sacrific. Plus că o plată regească, numai un nume regest poate să o caseze.
Știi, nebunia e o artă. Că actoria, după unii, ar fi a opta artă. După mine ar fi prima, dacă, mă rog, părerile împărțite. Anunță-l pe cursant că maestru Ferdinand the First e gata să-l inițieze în tainele nebuniei. Da. Bine. Păi bine, fată, îți deschizi agenție și nu spui nimic. Păi, sinceră să fiu, nu mă așteptam nici eu să meargă așa de bine. Sunt urmărită... Doamne ferește, dar cine te urmărește? Sunt urmărită de mii de follower. Ah, asta e bine, că faci bani și poți să dai bilete ieftine, la promoție. Ia zi, ai ceva și pentru mine? Am, dar biletele ieftine sunt doar pentru cei fără posibilități. Și tu nu te încadrezi aici. Știi unde ai vrea să mergi? Normal că știu. La altă agenție, ca ta e țeamă. Ce-ai făcut, mă? Păi nu ziceai că Grațiela e prietena ta pe viață? A fost. Că acum s-a ajuns grasa. Nu-și mai cunoaște prietenii. Hai, lasă că rezolv eu cu biletele. Că de-aia sunt bărbat în relația asta. Așa, fii atent acum, domnul client, că o să întâmplă. Deci, lecția numărul 1. Pronunția și privirea. Ai gurița mică, mică, spun, și privirea tâmpă. După care spui, cioară, a zburat de pe gat și dai din aripi, înțelegi? Din amândouă, numai din stânga și din dreapta. Cealaltă dreapta. Și dracu, nu înțelegi, domne? Nimic. Păi, deci n-ai cum, că nebunia se dobândește treptat, nu e așa din prima, ești nebun și gata. Nebunia se dobândește, e ca o spirală, domne, în care intri și te învârți, și te învârți, și te învârți, și te învârți până aveți, până aveți. Până aveți. Până aveți. Bună ziua! Atea din tea poporului? Da? Ce vă pot ajuta? Am auzit că ajutați persoanele de la ce? Am venit să dați niște bilete ieftine, ieftine rău. Fără nicio problemă, dar am și o singură condiție. Eu floarea nu mi-o dau. Nu? No, altă condiție care? Bine, să nu mergi cu Emma, că m-a făcut separă și umflată. Are dreptate. Adică are dreptate că ea se referea la prețul, că prețul e umflat rău de tot. Ia. Dacă Emma, că eu nu știu nicio Emma. Hasane, ești penibil, băi, tâmpitule. Ba tu ești penibilă că nu m-ai recunoscut, na. Ba din contră, că te-am recunoscut. Și știi după ce? Aolo. După șepcuța aia roșie. Dădeara-i faliment, na! Ce prost ești, mă! Scoate limba, sari într-un picior, fulfui de mâini și strigi cu băier bani, da-ți puguța cu doi bani! Hai, te vă mișcă! Mamă, frate, că nu înțeleg, de ce trebuie să fac asta? Ăsta e un semn că suntem pe drumul cel bun. Că nebunii nici nu înțeleg și nici nu sunt înțeleși de alții. Am înțeles. Dar nu există o cale mai ușoară să învăț nebunia asta și mai repede că n-am timp de așa ceva? Bă, ar mai fi o metodă. Furia. Furia. Adică să ajungi în pragul nebuniei, bă, și când ajungi în prag, îți dau eu un vânt ca să treci mai repede. De-aia, ia să văd cum poți să fii furios. Dar vreau să te văd furios, furios. Dar nu pot să fiu furios fără motiv. Nu pot. Stai o secundă. Stai o secundă, mă sună cineva. Da, vă rog? Cum adică mai ai la foc magazinul? Când? Dar mă, știu că n-am asigurare. Auzi, da... E sigur că arzi tot, tot? Tot? Vorbesc serios? Oh, mersi, Doamne! O, ce veste minunată! Că mi-a ars arhiva toată. Yeah! Bravo, mă, bine, bine că ai prins pilul. Asta era șmecherea, asta înseamnă să fii nebun, mă. Să te bucuri, să te dai în stambă când vezi că să alege praf de toate lucrurile și de viața ta. Bravo!
Și ia zi, dragă, ai rezolvat cu biletele? Da, dar numai pe jumate. Adică cum? Adică am găsit bilete ieftine, dar nu mi l-a dat. Păi nu zice, mă, tu că rezolvi ca un bărbat adevărat? Păi eu sunt bărbat adevărat, dar nu ești tu o doamnă adevărată. Că de-aia nu mi-a dat biletele, că i-ai făcut de rahat agenția. Ia vezi cum vorbești cu mine. Nu i-am făcut agenția de niciun rahat. Dar o să-i o fac acum, chiar m-am enervat. Hai să nu pupăzăm. Tu știai că Grațiela și-a făcut agenție de turism folosindu-se de brandul tău, președintele poporului? Asta își face reclamă pe spinarea ta. Ce face, mă? Pe spinarea mea? Exact. Și dacă o lași, o să te cocoșeze, mă. Că ai văzut câta mai namila e. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut? Eu ți-am spus să-l sperii puțin, nu să-i dai foc la magazin. Ce-am făcut? O mare tâmpenie, pentru că ăsta nu are asigurare. Acum ce mai vinde ca să-mi dea datoria? Habar n-am despre ce vorbești. Eu n-am incendiat nimic. Auzi, ia stai puțin. Păi nu cumva vrei să-mi arunci în cârcă ce ați făcut voi? Să mă bagi la bulău? Te-a pus pupăză, hă? L-a convins Sema și neterminatul ăla de Hasan. Bă, dacă e pe de-astea, încheiem orice colaborare, boss. Gata, găsești tu un alt sap ispășitor, că eu nu sunt gușter de ăla, da? Eu te-l păsta ce iute-i la mânie. E, dacă aș avea mai mulți ca el... Da? Să rămâile, doamne, v-am sunat să vă dau o veste foarte, foarte bună. Ați reușit să învățați nebunia? Nu, că nu mai e nevoie. Mi-a ars magazinul și s-au distrus toate dovezile contabile. Dovezile pe care ăia de la FIS vreau să le ridice. Oricum, eu vă mulțumesc foarte frumos. Săru mâinile. De că plăcere. Mărlane, am o veste proastă. Bogătanu a renunțat la lecțiile de actorie. Așa că o să primești doar niște mărunțiși, că au fost doar două. Păi el a zis să-l învăț repede, adică intensiv. Ar trebui să plătească dublu, că nu oricine poate așa ceva. Ce-am făcut eu e o artă. Vreau toți banii, să fie clar. Marlane, ești plătit la ședință, ai uitat? Cine te-a pus să termine așa repede? Trebuia să fii șmecher, să-i tărăcănezi, să bolăle cu materia luni de zile, cum fac meditatorii cu copiii. Păi și acum îmi spui... Că eu nu sunt nici profesor, nici psiholog. Sunt un amărât artist. Genial, dar tot amărât. Genialul amărât. Ce faci, Cherete? Încerc să rezolv dosarul cu furtul de ventilul de la bicicleta. Ți-a trăit. Ești telefonul? Din spatele numai tale, sună. Păi de ce nu răspunzi? Am atat, ce nu răspunzi? Bă, tu ai clonțul mare. Ia du-te, bă, la nuții la casierie și lasă ceva acolo, dacă... Lăsa șeful că răspund eu la telefon, bă, ce-mi cade rangul. Păi, lăsa... Zeverec! Să trăiți! Chiorete Ilari la telefon, adică la datorie. Cine, cine? Că poliția n-are vreme să facă adiționale. Cine, mă? Mă, ta, domn președinte. Chiorete, Chiorete, termină cu tâmpenile. Ia zi, mă... E adevărat că Grațiela își face reclamă la agenție folosind brandul meu, puncte, puncte, poporului? Ha, ha! Exact, domn președinte! Și e chiar mai mult decât adevărat! Eu i-am zis că-i fur dintre la intelectual, dar cum trânsa nu e intelectuală, nu pricepe băgaua și măsa! Și asta n-ar fi nimic ca micuța! Dar mai și ajută interlopii să iasă din țară, în tot felul de destinațiuni dintr-astea ezotice, care n-are repatriere cu România. Adică, într-un cuvânt, favorizează fugarii să fenteze legea. Și pe noi ne pune într-o lumină proastă, dă râde presa de noi și noi facem de-alea. Dacă mă înțelegeți. Ce, mă? Dă-mi imediat la telefon. Oh. Imediat să trăiți. Lasă că vrea cu Grațiela mai te băga. Măi, patroneso, veniți-o încoace la telefon, că președintele vrea să fac o rezervație la matale. Da. De orice. Alo, să trăiți, domn președinte. Cum să trăiți, Grațiela? Cum?
dacă tu profiți cu agenția de brandul meu și îmi faci praf imaginea. Domn președinte, permite să vă informez. Nu fac praf nimic. Am fost dezinformat. Nu mai credeți ce spun toți inculții? Că nu știe ce a pistul? Ce e turismul? Dă și n-asta, mai dat pe mine. Eu chiar vă fac o reclamă că ofer bilete ieftine pentru popor. Și cum sunt? Omul dumneavoastră, lumea crede că președintele se ocupă ca poporul să călătorească ieftin. Vorbește, dragă, președinte. Hai, lasă vrăjeala. Cam auzit că tu, de fapt, dai bilete bogătașilor corupți ca să fugă din țară. Se poate, șeful? De asta doar mă folosesc să finanțez biletele pentru amărâți, că le iau de 10 ori prețul normal. Și în plus, ar trebui să ziceți mersi că cine pe unde vrea să fugă. Și vă informez să pune serviciile pe urmele lor ca să-i prindeți la graniță. Mă, știi că ești deșteaptă? Yeah! Dă-i înainte, dă-i înainte cu agenția, că-i bine! Da? Vă mulțumesc, șeful! Slujesc țara și președintele ei! La revedere! Yes! 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 Stai, nu da, nu da! Nu da, m-a durut! Chiarete, mă, chiarete, eu cred că ritmul ăsta... Tu o să schimbi destinația de vacanță. Adică? De la țărănoi de vale te duci tocmai în fundul curții. La veceu? Exact.